Profetul lacrimilor spunea, iată la ce mă gândesc și iată ce mă face să mai trag iarăși nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui n-au ajuns la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață, fiindcă credincioșia Lui este infinită, nesfârșit de mare. Îmi face bucurie să vă spun acest verset care pe mine m-a ajutat de-a lungul timpului. Mai am un cuvânt din Cartea către Evrei. Încă puțină, foarte puțină vreme, cel ce vine cu izbăvirea, cu soluțiile, va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, prin credința lui. Dar dacă dă înapoi, sufletul lui nu găsește plăcere în acel om. Noi însă, dumneavoastră, cei care ne urmăriți, noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Crede și vei vedea slava lui Dumnezeu. Nu te îndoi, ci crede că după orice nor e soare și e dulce și e strălucitor. Domnul să fie mărit și fie ca puterea Lui să vă însoțească și în aceste împrejurări. Toate lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Amin. Alpha.